Peste 2000 de secții de votare vor fi deschise pentru alegerile prezidențiale din noiembrie. Cele mai multe vor fi în municipiul Chișinău, 305 la număr. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, în UTA Găgăuzia vor fi constituite 67 de secții de votare, în municipiul Bălți 60, iar în Nanenii Noi 42. Din numărul total de 2143 de secții, 139 vor fi amplasate peste hotarele țării, iar 42 au fost organizate pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului, mai exact în municipiul Bender și unele localități ale raionului Căușeni. Până în data de 6 octombrie urmează să fie create birourile electorale ale secțiilor de votare.